Сега кита бегле цивон Даниел, ден винуирам комитет инфракцион плюс дарти по основу шуна для отпаду кот пенал републичи Молдова, пи мотив к фактори имputate често е мнонтур неск елементи или компоненци де инфракцион. Сендент за интеграл, пронуцата шединци публик на 27 ноември 2018, сентенци котре бе атака норми де апел, акори де пил чинам термин 15 зили, пункт термин чешту катори кишной седи в Буйкане, пришли на шединци, чешту катори дарик дечи по сенатура. Пачпань слабо чешту место, Doamne Grescu, dosarul ăsta ar fi fost fabricat? Cum credeți? A fost fabricat dosarul ăsta? Eu sunt cont că da. Acum v-ați fost achitat. Ce faceți în continuare? Avem apel, că mai vine apelul, mai este încă. Dar cum ați ajuns pe bancă acuzat? Adică cum ați fost pus în învinuiri și în ce învinuiri ați fost? Când de la pedară este. Chipul a fost o inventariere. Așa? Și s-a depistat că nu se echipament sportiv, un scaun care pe urmă găsit tumbă, nu se radio care tot până s-a găsit și tumba s-a găsit și radiatorul care a fost casat de smânt. Pentru echipament sportiv am adus culori, fotografie în culori unde este indicat că eu am cumpărat pe 1 iunie 2015 la grădinița de copii și s-au dat de către angajații primării, că eu eram suspendat, dar și eram înregistrat ca candidat și nu era. Dar așa numită inventariere s-a făcut fără participarea mea. Dacă eu mă socot că sunt gestionar, în regulamentul respectiv aprobat pe ordine Ministerului de Finanță, numărul 60, în regulament e scris că în ordine obligatorie a gestionarului trebuie să participe. Am aderat nici la un partid. Ce aveți de gând? Să reveniți în funcție de primar sau să candidați din nou? Sau? Vreau să arăt. Dar aveți dorință de a mai fi primar? Da. Mulțumesc, vă doresc succes. Vreau că am stagnat. În loc să mergem înainte, am stagnat la 4 ani de zile. Și din acui motiv totuși? Așa mulți prieteni. Au fost interese și cine le-au... Domnul Antol, știi, 3-2 să badă, unul câștigă. Sentința de azi, cum vă pare? Până când e foarte bine, adică nu ne-am așteptat. De acuzațiile care au fost aduse domnului Begleț, au fost fondate, au fost fabricate? Sigur că nu, din start am gândit și am susținut că înaintarea învinuirii este nefondată, dar totuși s-a trimis dosarul în instanță și iată, avem ce, mă rog, probe nu au fost dosar.